Salut! Astăzi vreau să începem să confecționăm picioarele pentru fotolele noastre de grădină din Fonta. Avem un fier beton gros pe care îl voi tăia și vom începe confecționarea picioarelor. Am semnat fierul la o lungime de 40 de centimetri. Am să-l tai la această lungime și vom trece în faza următoare de execuție. Am tăiat barele din fier beton, iar acum trecem la tăierea plăcuțelor pe care le vom suda în capătul acestor bare. Pentru a putea suda în același unghi plăcuțele din capătul picioarelor, am format acest tipar, să-i spunem, pe care îl vom folosi pentru a avea același unghi la sudură. Haide să sudăm. Am terminat de sudat platbanda metalică în capătul bării din fier forjat. Acum urmează găurirea acestor picioare. Vin prinse de bază prin intermediul plăcuței pe care am sudat-o. Deocamdată nu am șuruburile necesare pentru a fixa picioarele, așa că amânăm lucrarea pentru data viitoare. Am dat găurile și la cel de-al doilea fotoliu. Acum sunt pregătite pentru montarea picioarelor. Trebuie doar să achiziționez șuruburile necesare și data viitoare montăm picioarele. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!